Turismul, agroturismul ar putea oferi o variantă reală a dezvoltării întregii zone a Munților Apuseni, dar infrastructura rutieră e la pământ. Pe Valea Rieșului Inferior, de exemplu, între Câmpeni și Turda, obiective turistice naturale sau istorice de o mare atracție sau pur și simplu doar relaxarea într-un spațiu ireal de frumos, un adevărat colț de rai se pierde în anonimat din cauza statului român care își bate practic joc de bogățiile țării. Drumul Național 75 reflectă cu prisosință acest aspect. E singurul lucru care nu se potrivește în acest peisaj de un pitoresc unic, dar l-au potrivit ca nu ca în perete autoritățile române prin delăsare, corupție și incompetență. Vă invităm pe drumul de ducă spre un așa zis turism european. I'll meet you at the